Carambol pe o șosea din județul Constanța, trei autoturisme au fost implicate în accident, dintre care unul s-a răsturnat pe banda de circulație. 5 persoane au fost rănite în urma impactului și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Circulația este blocată, iar cozile de mașini se întind pe kilometri buni. Accidentul s-a produs pe drumul național 39 pe raza localității Tuzla, din județul Constanța, pe sensul către Costinești. La fața locului au intervenit mai multe echipaje. 5 persoane au fost rănite, iar 3 dintre acestea au suferit leziuni grave și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cele 3 victime sunt un bărbat, o femeie, dar și un copil de 7 ani care are traumatism al membrelor inferioare, traumatism de bazin, precum și traumatism craniofacial. Polițiștii rutieri au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului rutier.